Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit și în această seară la superba noastră emisiune Sub semnul întrebării. Titlul emisiunii din această seară nu este Sub semnul întrebării, este Sub semnul exclamării. O să vedeți imediat și titlul pe care Teddy îl va afișa pe ecranele dumneavoastră. Mă grăbesc să o salut pe Ileana Firțulescu și să-i mulțumesc că a acceptat, după mari insistențe, invitația mea din această seară. Bună seara, Ileana! Bună seara, mulți ani. V-am găsit la mulți ani tuturor! Da, vreau să spun că, să vă spun dumneavoastră, stimați telespectatori, că Ileana Firțulescu a fost cam o lună de zile în UK, United Kingdom, în Anglia, la fata dânsei și într-o țară care tocmai a anunțat că va negocia Brexit-ul, și aș vrea să începem cu această discuție. Impresii de călătorie. Ileana Firțulescu, cum ți s-a părut șederea în Anglia o lună de zile, în contrast cu nebunia care a fost în această perioadă în România? Îți relatez doar o remarcă a unei familii din Petroșani dusă în Marea Britanie acum 10 luni. Au plecat toți, copilul fiind campion la gimnastică aerobică, l-au luat imediat în Liga Internațională de Gimnastică englezii. Îl tratează extraordinar și, oprindu-ne în gara Victoria și începând o vizită prin Londra, doar gara Victoria, uitându-se pe sus așa și spunând, noi nu o să ajungem în România nici în 200 de ani să construim măcar o gară ca asta. Dar să construiești un sistem și o jumătate de oraș din Londra, pentru că Londra e jumătate cât România. Da, bun, dar dincolo de toate astea, sistemul, oamenii, în primul rând, sunt altfel. În ce sens altfel? Suntem atât de virulenți unii cu ceilalți, atât de lipsiți de solidaritate, uite, cu tine, cu copiii ăștia, măcar din complezență, să te întreb, ești bine, ești ok, o duci bine, ai nevoie de ajutor. La noi, întâi în jur, după cum discutam înainte de emisiune, că ți-e groază să mai intri pe rețelele de socializare, de atâta violență verbală și de atâta răutate, și nu numai asta, și aici, în societate, mă uit cum ești tratat de autoritățile locale, de noastre, mă refer și până și la salariați. Mai înainte vorbeam de o instituție, cum ești tratat după atâția ani de funcționare, cum devin ca niște automate, niște mașini, fără simțuri, fără așa o blazare, ne tratează ca pe niște obiecte. Acolo nu se întâmplă așa ceva. Nu se întâmplă așa ceva și este un respect deosebit față de contribuabil. Bun, asta respect, dar nu este, să știi că nu este de complezență. Bun, asta este în legătură cu relația cetățean-stat. Acolo. Nu, și relația, ți-am spus, și relația cetățean-cetățean. Foarte interesant, spuneai că relația dintre cetățeni, relațiile dintre urmane sunt foarte reci. Și ei au, să știi, opinii diferite, e ca la noi. Și uite, tu crezi, ai un crez, eu un alt crez. Cum să spun, ne ascultăm. Spun, nu sunt de acord pentru că, și acel subiect s-a încheiat. Deci nu ne zgândărim unul pe celălalt sau ne purtăm pică pentru că tu ai o opinie sau eu altă opinie. Bun, dar vorbeai despre lipsa de solidaritate interumană, vorbeai despre lipsa de condescendență față de aproapele lor, aflat într-o situație dificilă. Deci un străin poate să fie, am asistat la o situație în care cineva a intrat în pub-ul respectiv și a spus, uite, un om în necaz, imediat s-a organizat pe loc, chietă pentru a fi, nu știu cine, pentru a fi ajutat acel om. Ajunsese într-o situație în care nu-și plătise chiria omul și întârziase. Am înțeles, dar tu spuneai despre lipsa de rezonanță cu acei oameni aflați și pe de altă parte îmi dai exemplu acesta care contrazice. Nu contrazice, vine să completeze. Pentru că, de exemplu, îți dau un exemplu. Eu, tu, ajungem într-o situație limită, da? Și avem atâția prieteni și colegi. Câți crezi că te-ar întreba ce mai faci, cum o duci? Pe mine nu mă întreabă nimeni. Nimeni. Adică de atâta amar de vreme m-am lămurit.
știu la ce și să mă aștept, nu mai am niciun fel de care pe așteptări. Mine, cum să spun, m-a făcut să-mi fie rușine puțin. Acolo, de exemplu, cum se fac la noi, fasolea cu ciolan, se fac un mâncăruri scop, tradiționale. Dar, nu, date populației. Acolo nimeni, cel care are, nu se duce să bage ca la noi, că e gratis. Ce să dă gratis? Și, bine, dar deci, sunt numai alte este mentalități, asta, ai dreptate. Nu e atitudinea asta de om umil, de om prost crescut, de bădăran, de înțelegi, nu e, chiar dacă ăluia probabil e foame și lui, chiar dacă are 5 lei în buzunar, comparativ cu cel de alături. Eu am fost în New York și ca și completare la cele pe care le-ai afirmat tu, am fost pe Broadway și la un moment dat am dat peste un punct din acesta unde Armata Salvării de acolo din Statele Unite i-a ajutat pe oamenii străzii. Deci eu nici habar n-am avut ce acolo. Deci toți erau foarte decenți, foarte asta curați, este, foarte bine îmbrăcați. Nimeni nu se ducea, de exemplu, un cetățean american obișnuit nu mergea acolo să ceară o porție de mâncare pentru că era rușine. Acolo mergeau doar cei care într-adevăr aveau nevoie și am văzut o decență extrem de să zicem, nu știu, pe mine impresionantă și din partea celor care ofereau aceste ajutoare, deci membrii Armatei Salvării. Deci tratați cu respect, chiar dacă erau săraci. Dar și săracii care accesau acolo. La noi vine, spune o, nu știu, adică știu, oamenii aceștia săraci erau tratați acolo ca oameni. Probabil și de aia se purtau ca oameni. În contrast cu ceea ce se întâmplă la noi, unde săracii sunt tratați drept oameni de categoria 3, 4, 5. Exact, și învăță când ne naștem egal. Să știi că m-a mai întrebat cineva cum a fost acolo și povesteam același lucru și îmi spune, a, dar bineînțeles că iau salarii, nu le au ca ale noastre. Și am făcut un calcul. Acolo chiriile sunt foarte mari, pentru că știi că sunt foarte puțini proprietari de locuințe acolo, pentru că există mobilitatea asta a forței de muncă și nu rentează să-ți cumperi o casă. Și e asta, o altă și mentalitate în legătură cu... Deci dacă n-am de lucru în Petroșan, mă duc, este la Timișoara un post, este la ce știu ce, unde în țara asta. Chiriile sunt foarte scumpe. Acolo și viața, în general, este scumpă. Bun, și viața este scumpă, concret. Dar și veniturile sunt pe măsură. Adică, eu cred că cineva care are... Îți dau un exemplu concret. Da. Deci, un tânăr plecat din Petrila, era o pereche, plecată din Petrila, câștiga, într-adevăr, și după ce își plătea toate astea, îi rămâneau 500 de lire. Și a fost chemată acasă de partener, vină imediat acasă, cei 500 de lire sunt bani. Și fata unde stătea în chirie a spus, măi, dar e șansa ei, că urma să-și definitiveze actele și toate astea, e șansa ei, cum adică 500 de lire sunt bani? Tu câți bani ai acum în buzunar? Nu, să vină acasă, că ea nu sunt bani. Păi și cine o chema acasă? Partenerul cu care stătea era un cuplu. Păi și partenerul nu se dusese în Anglia? Cum să spun, se dusese ea și urma să se... legalizeze șederea și să îl ducă și pe el. Da. Și foarte puțin bani, deci ai noștri vor și sintagma asta că suntem sluși la străini, să știi că este falsă. Nu sunt sluși la străini. Acolo programul de lucru e program de lucru. Ai noștri nu sunt obișnuiți cu programul de lucru. Lucrezi 8 ore, dar le lucrezi. Ai o jumătate de oră sau o oră, că la ei cu o oră au o oră pauza de prânz, pauza de masă, dar lucrez 8 ore. La noi nu sunt învățați așa. La noi mai tragi de păr, la noi mai fentezi șeful, la noi și acum generalizez. Sunt excepții, sunt tocmai aia care... Bun, s-a făcut foarte multă vorbire despre felul în care vor fi tratați românii din Anglia. Sunt foarte bine tratați. Numai o secundă să termin întrebarea. După ieșirea Angliei din Brexit, adică românii sunt de fapt niște țigani care ar trebui să... Sunt niște organizații extremiste, niște voci extremiste care promovează acest gen de discurs acolo și spun că ar trebui să plece înapoi în România, să nu plece străinii din Anglia, după care tot ei vin și spun că pe un fric foarte mare în Anglia la lucru au ieșit acești străini, în schimb englezii etnici, englezi au stat acasă la căldură. Deci
cum vezi, care este realitatea, de fapt, cea pe care ai palpat-o tu acolo, nu ceea ce ni se servește nouă prin intermediul diverselor publicații. Eu cred, și-au spus-o și chiar ei, englezii cu care am putut... Englezii normali, comunica. Simpli, oamenii cu care comunici. Cei care au votat pentru ieșirea Angliei din Uniunea Europeană, au spus că dacă ar fi pe ideea emigranților, au spus că dacă ar astăzi, cum ar fi astăzi să voteze, ar vota altceva. Pentru că atunci s-a dus tot pe valul ăsta, exact cum se face la noi acum, pe valul ăsta emoțional, oamenii nefiind informați, ce fac emigranții, vezi, doamne, le iau pâinea de la gură. Ori acum, după ce lucrurile s-au așezat, stau și ei, când i-au auzit pe alții, măi, stai un pic, că noi fără emigranți, 80% din servicii, mai a murit, țara ar muri fără emigranți, pentru că Anglia e cea mai cosmopolită țară de pe glob, dacă se poate spune așa. Londra cu atât mai mult. Și lucrurile astea altfel acum. Nu au nicio problemă, să știi. Românii cu acte în regulă, care sunt serioși, care își văd de treabă, nu au absolut nicio problemă. Nici una. Bun, și atunci, de ce această manipulare în România, în o parte a presei din România, în legătură cu condiția românilor și a emigranților români din Europa Occidentală? Vezi situația din Norvegia, vezi situația din Finlanda, când Camelia Smicala ne-a povestit aici în direct odiseea prin care trece în legătură cu copiii ei. De ce? Acolo era o situație așa acolo și în Anglia, dacă copilul n-ai voie să-l lași singur, n-ai, sunt niște reguli care trebuie, te-ai dus în țara respectivă, bine la mine acasă, respecti regulile casei mele, deci nu faci ce crezi tu sau cum ai crescut tu în țara ta. Acum, ce simt vorbi, numai noi românii facem chestia asta, îi lăsăm pe străini să vină să facă ce vor aici, nu se respecte legile noastre și obiceiuri, nu neapărat obiceiuri, că nu e vorba de obiceiuri, e vorba de legi. Bun, dar e adevărat, dar anumite acolo tradiții sunt în România, din anumit context cultural, geopolitic, da, venim altul. Noi, din alt context vin cei despre care vorbim acum. Știi cum să ți-l prezinți. De exemplu, nu știu dacă nu tot aici la tine am povestit, cât de interesați sunt ei de tradițiile altor popoare. Interesați în sensul că la discuții, te întreabă, ce, cum, ți-am spus cât de încântați erau de furatul miresei de la noi, când ne-am povestit fata mea despre cum sunt nunțile românești și de furatul miresei și asta. Noi, zona estică a Europei, suntem foarte pitorești, ei vor lucruri noi. Nu știu de ce vrem noi să imităm Europa, că Europa ne vrea așa cum suntem. Cu atât mai mult cu cât chiar prințul Charles ne descoperă și ne redescoperă și ne promovează acolo. Are o, să spunem, o poziție constant de iubire pentru Transilvania, pentru satul acela unde și pentru oamenii de calitate pentru români. De acolo, da, bineînțeles. Și mai mult de atât, și pentru tradițiile săsești sau transilvane ale satului în care și-a luat casă și unde își desfășoară el activitatea. Și restul țării, sunt convinsă, n-a apucat omul să meargă peste tot, că fiecare zonă are. Bine, acum eu mă refeream la lucrurile care au fost făcute publice, la deci atitudinea acestuia în Anglia. Cu românii noștri, că sunt și români. Dar bun, și atunci aici eu stau și te întreb așa, de ce noi în țară ne dăm cu stângul în dreptul, ne dăm la joale, ne criticăm, ne autoflagelăm? Tot acolo am găsit un caz unde un român a reclamat un alt român pentru că striga pe stradă tot felul de năzbâtii, agresa verbal pe stradă și ca atitudine și ca asta, și s-a văzut nevoie să-l reclame, să-l lase în pace. Deci vine în țară un român ca cel care înjura alt român și povestește despre cât de rău e în Anglia și sau chiar acolo românul agresat povestește ce s-a împățit cu românul meu care m-a agresat. Și atunci astea sunt preluate din presă, din declarații, din tot felul de chestiuni și de aici, ca și la noi. Deci acolo asistăm, în Uniunea Europeană, asistăm la aceeași prestație a unei părți a presei care
servește anumite interese, care promovează anumite politici. Și peste tot asistăm la aceeași manipulare. Și acolo sunt împărțite, sunt astea, că omul nu știe să citească și să se uite la acum, televizor. Scuze-mă, eu am constatat niște lucruri când am fost în Occident foarte interesante, care la noi nu se aplică. Deci, un post de radio, de exemplu, din San Francisco. Așa. Era un post de radio finanțat de către comunitatea oamenilor de afaceri din zona Golfului și avea un sediu așa, un tur de vreo 30 de etaje și era foarte interesant, foarte bine dezvoltat radio, cu foarte... se vedea opulența și bunăstarea postului respectiv. Poți crea în asemenea condiții. Bun, dar foarte interesant. La intrare pe frontispiciu scrie acolo foarte clar: postul de radio acesta este post de radio finanțat de comunitatea, de Camera de Comerț, de comunitatea oamenilor de afaceri din zona Golfului și reprezintă și promovează interesele acestora. Deci clar, pe față, adică, domnule, vrei să asculți postul ăla de radio sau vrei să accesezi presa respectivă, trebuie să te aștepți că este promovat un anumit interes. În schimb, la noi toți se dau foarte independenți, foarte deontologi. La posturile de televiziune sunt, cum să spun, foarte bine structurate pe tot felul de domenii în care... la care, dacă tu ești pe un domeniu, te interesează, ai canalele tale, eu pe ale mele, nu ne intersectăm, avem tot ce ne trebuie. Dar această realitate din presa occidentală, de ce n-a fost translatată și în presa românească? Și dacă există, să zicem, organe de presă ale Binomului, există organe de presă ale SRI-ului, există organe de presă a Dreptei, ale PNL-ului, finanțate din Demir Ce, vorba lui Ghiță, de ce măcar nu există bunul simț și eleganța necesară ca oamenii aia să recunoască: da, domnule, noi reprezentăm interesele acestora. Și dacă vreți să ne urmăriți foarte bine, nu o să clameze în jurnaliști independenți care promovează adevărul lor. În clipa când te plătesc, îți spun și condiții. Și poate nu aveau voie să o facă. Păi nu știu, dar cel puțin noi ăștia, noi ăștia de aici, după primele 3 minute sau după primele 2 rânduri, ne dăm seama cine este într-adevăr jurnalist independent și cine de fapt reprezintă anumite interese. Pentru că încet, încet aș vrea să te întreb, că sunt foarte curios de aspectul acesta. Ai plecat imediat după ziua votului în Anglia și cumva de acolo probabil că ai fost la curent cu toate întâmplările, toate pozițiile, toate prestațiile care s-au întâmplat în România până astăzi. Cum comentezi această perioadă unică în istoria post-decembrie? Deci eu consider că e unică. Asta e părerea mea. Nu e unică. Binomul, cum spui tu. Nu despre binom, dar despre aceste... Să spun. Da. S-a muncit atât de mult ca să se câștige aceste alegeri de partea cealaltă, de dreapta. Și eu ți-am mai spus și am mai spus aici telespectatorilor, eu îmi doresc ca în România să fie și dreapta la fel de puternică precum este stânga și să avem și centru dreapta-stânga, dacă se poate, puternice. Pentru că atunci ai de unde alegi, atunci ai o țară puternică, ai de unde să-ți alegi conducători. Noi nu avem de unde și se încearcă prin șmecherii, cel puțin dreapta, atât cât mai era cea adevărată, a fost distrusă. Știm bine prin înhăitarea, că eu altfel nu pot să spun că sunt foarte supărată pe chestiunea asta, vechiului PNL cu PDL-ul. Pe urmă au mai apărut partidele mici, inițial m-am bucurat că trebuie să apară, trebuie să se nască pentru a crește și bine că au apărut. Am fost foarte dezamăgită când, de exemplu, Nicușor Dan, de tot ce îl întrebai, spunea că el nu știe, că el nu e la curent de orice problemă, cum să spun, foarte gravă care se întâmplă la noi, pe un anumit palier al societății. Că el nu știa, păi bun, și atunci ce cauți tu aici? Că ești lider de partid, ești preocupat să-ți faci partid, ok, dar ia-ți un om care să-ți facă o sinteză, o revistă, asta evenimentul. În legătură cu USR-ul ăsta și cu USB-ul de dinainte și cu Nicușor Dan, eu vreau să spun doar atât. Deci, din experiența mea de 24 de ani, azi mâine, de jurnalism, spun că
acest USR este o creație a serviciilor secrete. Și de ce fac această afirmație? Tu ai spus mai înainte că orice fel de întrebare care i se adresa lui Nicușor Dan, da, primea un singur răspuns. Ăla pe care l-ai spus tu, dar au fost și alți lideri ai USR-ului prezenți în spațiu public, care orice fel de întrebare primeau din partea presei, din partea realizatorilor de emisiuni, din partea publicului. Nu cunosc, nu sunt informat. Nu doar atât. Da. Aveau un răspuns standard pe care l-au învățat. Noi sprijinim justiția, noi suntem de acord cu Iohannis, noi nu știu ce, cu tare, cu tare. Câteva răspunsuri, să zicem, șablon. Același gen de abordare îl regăsim și la o mică parte dintre postacii de pe internet. Același lucru, oricine ai spune, cu orice fel de argumente, că poziția lor nu este cea corectă, obiectiv, față de realitățile înconjurătoare, ei nu au decât același răspuns. Și atunci eu mă gândesc că acest partid este o creație de 5% audiență în rândul românilor, în, să zicem, opoziție cu cele 55% pe care le-au luat cele două partide, 46% PSD-ul și ALDE. Pentru că, deci, aceste partide sunt nocive. Mă deranjează faptul că în momentul când ai pronunțat PSD, sunt câțiva și destui sunt cei care ies în față, care sar în sus. Dar nu fac nimic pentru a deveni cât de cât. Pentru că prea dau în ei, asta mi-a atras atenția. Băi, de ce tăi cu atâta înveșunare pe o chestiune? Uite că acum la investirea președintelui, de ce tăi cu atâta înveșunare pe doi oameni care au fost invitați în loc pe tine să te fi trimis, pe băiatul din ăsta, mai reprezentați România acolo, suntem acolo. Bun, aici o să discutăm după pauză. Suntem acolo. Ce înseamnă chestia orgoliile astea? Noi nu mai evoluăm de niciun fel. Tocmai dreapta asta de care îți spuneam. E care atât dreaptă? Deci, care nu există. Bun, să ne înțelegem. Care se consideră serviciile dreapta. Secrete. Ai întrebat dacă am văzut după alegeri. Ei sunt foarte supărați pentru că atât de mult au muncit și au muncit prost să câștige alegerile și nu le-au câștigat. Pentru că au început de la bâlbâirile de la locale, știi bine, când PNL-ul, bal vreau pe ăsta, ca și candidat, au făcut greșeli majore, dar majore. Română nu e prost. Bine, Ileana, română, dar dincolo de treaba asta, explica, simte, dincolo de treaba asta, că au muncit foarte mult. Deci eu consider că n-au muncit deloc, pentru că... Dar au muncit sfărărind, e greu să sfărărești, mai. Deci, în niște retorte securiste, s-au pus la cale niște planuri de comunicare. Deci, tu ca și jurnalist cu experiență, ai urmărit comunicarea publică a PNL-ului. Care a fost foarte proastă. Care nu era comunicare, deci dincolo că era, de faptul că era foarte proastă. Adică una spunea cetățeanul, una spunea oamenii... Nu, astea erau rupt de tot, dar ei se contraziceau de la o zi la alta. Deci asta e gravitatea, că cetățeanul nu intră în ecuație. Adică hai să-l înțelegem pe președintele Klaus Iohannis, care e șeful statului, care a fost pus acolo prin... Săracul e manevrat tot de... Care e pus acolo prin contribuția nemijlocită și nemăsurabilă a serviciilor secrete și care acum nu poate face altceva decât să achieseze la niște ordine date din niște cabinete de astea oculte. Să-l facă de rușine în halul ăsta. Bun, dar pe Iohannis l-am înțelege că el n-a fost în campanie electorală, dar să vii tu, dita mai, pe PNL-ul ăsta, struțo Cămila asta, și să spui că tu nu ai un om pe care să-l pui premier și îl pui pe catastrofa asta de Cioloș, care a fost premier un an de zile și a distrus tot ce a distrus în România. Oamenii ăștia văd, românii văd. Românii au văzut. Și mai sunt acum unii peneliști, drept, să spunem așa, continuatori vașnici ai mesajelor din campania electorală, care o susțin pe la Luca Turcan și care spun că, domnule, guvernul lui Cioloș, ăsta zero minus infinit, a fost cel mai bun guvern, că nu știu ce Dumnezeu a făcut. Acum, ce vrei să spună? Ce vrei să spună? Eu sunt vinovat? Nu. Eu sunt... Știi ce aș vrea să... Deci eu aș aștepta, eu ca și formațiune liberală... Și nici oameni bun, dar noi fiind de formațiune liberală, am aștepta
să spună ce a spus doamna Varga asta astăzi seară. Trebuie să înțeleagă telespectatorii că nu avem nimic cu liberalii, din potrivă suntem foarte supărați că nu avem liberali. Deci doamna Lucia Varga astăzi seară a avut verticalitatea și decența necesară să pună cred punctul pe ei. Cred că e singurul om care din cel, sau eu l-am prins de când m-am întors, care spune lucrurilor pe nume. Nu, s-au făcut greșeli majore, partidul are nevoie de un bărbat ca lider, să nu se mai vorbesc, să știe ce vrea și să aibă... Deci vreau să-ți mai spun că a mai existat unul pe numele său Ludovic Orban în perioada asta și imediat după ce Ludovic Orban a avut atitudine extrem de să zicem contondentă vis-a-vis de prestația Partidului Național Liberal și a conducerii Partidului Național Liberal în perioada alegerilor și așa mai departe, a doua zi dimineață toată presa sistemului anunța cu litere de 17 pe acolo că procurorii cer executare sau cer o pedeapsă cu executare pentru Ludovic Orban. Deci asta s-a vehiculat ideea asta, da. Adică, domnule, Ludovic Orban, păi cum ți-ai permis, mă, Ludovic Orban, tu să ieși din tipare și să având și o problemă? Păi asta e lupta politică, până la urmă să învețe politică, știi? Asta de junglă cum o avem, noi asta o avem, trebuie să învețe politică și cei care o parte dintre ei care se victimizează acum și încep să spună după acele apariții ale lui Ghiță, încep să spună că și ei știu de ce ne-a ieșit la momentul respectiv. Îl dau de exemplu pe Ponta. Când el spune că doar 2%, bun, când ai fost șantajat să-ți dai demisia pentru acea nenorocire de la colectiv, care tu, guvern, nu avea nicio legătură cu evenimentul ăla îngrozitor în sine, de ce n-ai ieșit să spui, domnule, uite ce îmi fac ăștia? Uite, de ce nu ai avut... Nu că eu am familie, nu vreau să mă sufere copii, numai... Atunci ce cauți aici? Ai în spate o țară. Da, eu vreau să spun așa că nu avem lideri în primul rând, deci nu avem lideri. Știi ce s-a întâmplat? Acum încep să înțeleg de ce Crin Antonescu a părăsit barca. Atunci. Înseamnă, nu că a știut, a simțit că ceva nu este în regulă și uite că se adevărește. Da, e corect, e foarte corect și mai mult de atât, tot în zilele acestea s-a devoalat intenția și a lui Băsescu și a sistemului și a securiștilor de a-l face pe Crin Antonescu, da. Știi, atunci când s-a vehiculat cumva în presă, dar repede s-a închis subiectul, Crin Antonescu presupus a fost colaborator al securității. Și mie mi se pare că lucrurile acestea s-au perpetuat, pentru că după Crin Antonescu, care n-a fost sprijinit pentru ca în turul 2 el să lupte cu Băsescu, n-a fost susținut, mai mult, Mircea Gioana a fost făcut ca la nufărul tot de sistemul acesta. Pentru că în preziua alegerilor sau cu două zile înainte de alegeri au ieșit la iveală tot felul de presupuse întâlniri ale lui Gioană cu Vântu, cu nu știu cine. Și era cetățean în România. Bun, dar așa a fost, de așa natură... La ora a fost luat prin surprindere. Bine, dar de așa natură a fost pusă problema... De așa natură a fost pusă problema încât am asistat la o manipulare de cea mai joasă speță pe care oamenii au înghițit-o pe nerăsuflată. Acum, înainte de pauza de publicitate, mai avem un minut și aș vrea foarte scurt așa să-mi spui ce părere ai despre dezvăluirile lui Ghiță. Din punctul meu de vedere sunt logice și noi, deși bănuiam, simțeam că nu e în regulă, că nu, lucrurile nu merg bine și merg în direcția pe care încearcă să o spună Ghiță, e o implozie, dar e un început al imploziei, adică buba s-a infectat în atât de rău încât acum începe să facă urât. Bun, și eu cred că e începutul, vor urma și alții, că am văzut zilele trecute, au ieșit niște ofițeri de la 12 eu am rămas tablou, eu n-am fost... Foarte... Nu vrem, veneam, cum să desfințez 21 sfertul? Serviciul de... Da, acei doi ofițeri au fost trimiși ca să distrugă niște documente ei, având obligația legală de a verifica... Respectivă, dar eu am lipsind și n-am
l-am prins momentul. Cum n-am prins momentul și atunci când au schimbat codurile penale. Eu am zis că sunt două, trei articole, când acolo au constat că sunt peste 100 ale codului penal peste noapte, iar acum e scandal pentru o amărâtă de proiect de ordonanță. Un amărât de proiect de ordonanță. Nici n-a fost proiect de ordonanță, nici măcar n-a fost pusă pe ordinea de zi acea ordonanță de urgență. Nu, e un proiect de ordonanță pus în dezbatere publică pe site-ul. Da, oamenii ăștia cer demisia guvernului pentru această... Și eu pot să cer luna de pe cer, vedem cine mă dă. Pauză de publicitate și revenim imediat, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua ediției noastre în această seară. Publicitate. Doriți să vă amenajați casa? Nimic mai simplu! La magazinul Diego din Petroșani găsiți sute de modele de covoare, podea laminată proveniență Germania, perdele, mochetă, tapet și pardoseală PVC la cele mai bune prețuri. Ne găsiți în Petroșani, vis-a-vis de spitalul de urgență, de luni până vineri de la 10 la 18 și sâmbăta de la 10 la 14. Diego, sursa ta de inspirație! Spitalul veterinar Andivet din Deva, prin medicii specialiști, asigură o gamă largă de servicii veterinare. Consultații, operații chirurgicale, anestezie inhalatorie și terapie intensivă, ecografii Doppler color, radiografii digitale, analize de laborator, examene dermatologice, examene citologice, vaccinări, deparazitări, microcipări, consultanță veterinară de specialitate. Dispunem de aparatură medical-veterinară de ultimă generație, de spații moderne de cazare a animalelor internaționale, și servicii de cosmetică și pensiune canină. Asigurăm ambulanță veterinară cu dotările necesare pentru situații de urgență. Punem la dispoziția clienților o gamă variată de medicamente, suplimente, accesorii și hrană profesională de cea mai bună calitate și la prețuri competitive. În caz de nevoie, puteți apela non-stop la Spitalul Veterinar Andivet în Deva, pe calea Zarandului numărul 79. Vând apartament cu două camere în orașul Petrila, amplasat în zona supermarketului Penny. Imobilul este dotat cu centrală termică pe gaz, tâmplărie PVC, este recent renovat și se vinde direct mobilat. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0724501767. Optikline, clinică de nivel european de diagnostic și chirurgie oftalmologică. Mai multe detalii pe opticline.ro. Vacanță, indiferent de anotimp, este posibil la Aquapark Arsenal din Orăștie, o oază de relaxare și joacă în cel mai mare parc de distracții din țară. Aquapark Arsenal te provoacă la răsfăț al trupului și confort al spiritului. Bazine, tobogane, saune, bar și restaurant. Facilități destinate atât celor mici cât și celor mari. Urmărește ofertele noastre pe aquaparkarsenal.ro. Ecomobila Alba Iulia. Stil și eleganță la cele mai bune prețuri. Sebeș, strada Augustin Bena, numărul 12, sau în Alba Iulia, strada Bulevardul Revoluției 1989, numărul 101. Telefon 0752-100-491. Centrul Medical Laser Terapie din Petroșani este primul din județ care a introdus tratamentul de recuperare cu laserul. Vă așteptăm aici pentru ameliorarea sau tratarea durerilor, indiferent de originea lor. La noi puteți beneficia de gimnastică medicală, kinetoterapie, dar și de masaj terapeutic sau de relaxare. Pentru pierderea de centimetri și a celulitei, vă oferim tratamente cu revoluționarul Zentis, cea mai nouă și provocatoare metodă de a topi grăsimile acumulate pe zone extinse ale corpului, împreună cu capsula Slim Activ,
terapia cu vacuum sau procedura de electrostimulare. De asemenea, vă așteptăm și pentru Detox Pub sau IPL, lumină intens pulsată, una dintre cele mai promițătoare tehnologii în estetica medicală. Centrul Medical Laser Terapie, în spațiul Eurojobs, lângă școala Igheduca Corpul Nou. Programări la 0354-113938. RNG Industries Deva comercializează toată gama de materiale de construcții, BCA, cărămidă, sisteme pentru acoperișuri metalice, ceramică, beton. De asemenea, RNG Industries Deva vă oferă întreaga gamă de finisaje, vopsele lavabile, gresie, faianță, tencuiel și vopsele decorative, sisteme de gips carton. Vă așteptăm la depozitul din Cristur, numărul 365 bis, și la depozitul din Deva pe strada Matei Corbin, numărul 63. RNG Industries Deva asigură transport gratuit la domiciliul clientului. Pentru cei interesați, oferim consiliere tehnică. Informații și comenzi la telefon 0254-236-244 sau 0755-099-438. Casa ta are nevoie de o modernizare și vrei un ambient plăcut atât interior cât și exterior. Jiul Construct Lupeni, firmă specializată în amenajări interioare și exterioare, este cea mai bună alegere. Oameni bine pregătiți în domeniu prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, Jiul Construct Lupeni instalează centrale termice cu calorifere sau încălzire în partoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale. Ne găsiți în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta și la numărul de telefon 0726370242. Timpul și lipsa de idei nu vă oferă posibilitatea de a alege cele mai bune metode de distracție. Nu trebuie să vă mai faceți griji. Imaginarium vă oferă cea mai bună rețetă pentru distracția copiilor dumneavoastră. Situat la parterul complexului Montana din Lupeni, Imaginarium este locul de distracție visat de toți copiii lumii. Zilnic acesta vă stă la dispoziție cu cele mai variate mijloace de distracție pentru copiii sub 8 ani, între orele 10 și 21. Sunați la 0254 562 193 și puteți să rezervați spațiul pentru petrecerea copilului dumneavoastră. Pensiunea Retezat, situată într-un cadru mirific lângă liziera pădurii în zona localității Câmpului Neag, la poarta de intrare în Parcul Național Retezat, vine în întâmpinarea turiștilor săi cu o gamă largă de servicii. Pensiunea noastră vă oferă un spațiu modern pentru organizarea de nunți și botezuri sau orice alt eveniment festiv. Totodată vă oferim cazare, piscină, păstrăvărie, două parcuri de aventură, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitație, loc de joacă pentru copii, dar și trasee tematice. Informații și rezervări la telefon 0722 538 551. Alege pensiunea Retezat și momentele tale libere vor deveni de neuitat. Crezi în principiul că doar cu o floare nu se face primăvară? Noi îți demonstrăm contrariul, iar pe lângă primăvară, cu siguranță îți facem ziua mult mai bună. Fie că ești în căutarea unui aranjament floral special sau unei simple flori pentru persoana iubită, la noi găsești tot ceea ce ai nevoie. Buchete viu colorate cu trandafiri, crini, lalele, garoafe și multe alte tipuri de flori așteaptă să-ți înfrumusețeze ziua. Suntem alături de tine și în momentele grele, așa că realizăm coroane, gerbe sau alte aranjamente funerare. Ne găsiți pe Bulevardul 1 decembrie 1918, în spatele Raiffeisen Bank, lângă Capela Unitariană. Florăria Ina îți aduce primăvara mai aproape în fiecare anotimp. Electromax Petroșani angajează absolvenți și studenții facultăților cu profil tehnic cunoscători de limba engleză. CV-urile se depun la sediul Electromax din Petroșani, strada Lunca, numărul 36. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectVox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectVox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului.
Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua ediției noastre din această seară cu Ileana Fițulescu, proaspăt sosită din United Kingdom, din Anglia, de la Londra, 30 de kilometri lângă Londra. Ileana Fițulescu spune că Londra este egală cu jumătate din România. Poate o fi așa, poate nu o fi așa. Acolo sunt mentalitățile altele și mult mai, să zicem, prietenoase față de cetățeni. Autoritățile sunt autorități, statul e stat, nu contează că ești mare politician sau că ești un om de rând, legile sunt aceleași pentru toți. Sperăm și noi să ajungem la această situație. În continuare, Ileana Fițulescu, aș vrea să discutăm despre Valea Jiului, despre realitățile din Valea Jiului, despre colapsul în care suntem noi aici în Valea Jiului, și vreau să încep cu afirmația noului ministru al energiei, care spunea că sistemul energetic național este aproape de colaps și ca și măsuri urgente pe care urma guvernul să le ia, se referea la o intervenție la Ministerul Transporturilor pentru suplimentarea vagoanelor care transportă cărbunele în bazinul Olteniei la complexul energetic Hunedoara către termocentrale, și se referea la transportul cărbunelui din Valea Jiului către Mintia. Și eu am întrebat și întreb în fiecare emisiune: domnule ministru, stimați guvernanți, ce cărbune să se transporte din Valea Jiului către aceste termocentrale, când de fapt problema mare este lipsa cărbunelui? N-am știut nici eu atitudinea ministrului energiei și m-am întrebat colegii și mi-a indicat Carmen Cosman profilul ministrului și m-am uitat și eu astăzi peste el cu atenție. Omul zice că țara și România are nevoie de cărbune, de mix energetic, și că va acționa în sensul ăsta și că va trimite o echipă de verificare, control, să vadă care este realitatea în Valea Jiului, în minerit, pentru că probabil una îi se spune de la conducere, alta de la sindicate, și omul e contrariat și așteptăm să vină să analizeze, pentru că la un moment dat am înțeles că a pus problema analizării și a unei posibile rentabilizări, cred că e prea mult spus rentabilizări, și a celor două mine puse pe lista de închidere, dacă cumva s-ar putea să nu se închidă. Acum, de la intenție până la fapt, deși uite că acum iarna asta s-a dovedit că este nevoie de cărbune și de Valea Jiului, și întotdeauna în situații critice își aduc aminte de noi. Să vedem. Bun, dar să vedem că e abia instalat. Bun, dar de 27 de ani de zile asistăm la tot felul de astfel de declarații pompoase în legătură cu nevoia de a menține extracția de huilă din Valea Jiului ca și o siguranță pentru sistemul nostru energetic național. În schimb, nu s-a făcut nimic și la sfârșitul anului, la începutul anului, am avut aici lideri de sindicat în platou care au discutat despre măsurile aberante, momentele acestea de maxim de vreme extremă din România, de frig, de zăpezi, care spuneau că această conducere a luat o măsură așa, care după aceea a fost abrogată, și anume o dată pe săptămână, o zi pe săptămână, 3.000 de oameni stăteau acasă, deci nu mergeau la lucru. Dar trebuie să înțelegem parte că această conducere nu e de capul ei. Acest complex energetic este sub stăpânirea ministerului. Deci el nu poate decât în interiorul... Deci te uiți în frigider, ce ai, da? Ce gătesc eu cu ce am în frigider? Ei asta pot face. Mai mult nu pot face. Bun, dacă mai trebuie o ceapă, eu nu am. Ăștia și toți ceilalți care sunt pe aici și care freacă menta pe românește, ar trebui să plece la București și să informeze corect despre lipsa celor mai elementare echipamente, utilaje,
unelte pentru scoaterea cărbunelui din mină. Deci nu există. Deci oamenii din mină sunt la limita disperării. Deci ei lucrează în condiții extreme de insecuritate minieră. S-a acutizat, fie de mult situația asta. Acum care a trecut, guvernarea trecută, s-au acutizat lucrurile. Și degeaba le cer acestor mineri care își sacrifică viața intrând în fiecare zi în mină o producție mai mare, pentru că oamenii ăștia n-au cu ce da producția respectivă. Dar nici nu mai ai cum, pentru că acum tu ai fost în mină sau ai stat de vorbă cu specialiști în minerit. Un câmp de lucru trebuie într-un anume fel organizat, trebuie să ai oameni, ori nu mai sunt nici oameni. Deci nu s-au restrâns și, cum să spun, area de activitate de exploatare cum trebuie, pentru că acolo e cărbunele. Bun, deci oamenii nu sunt suficienți. Aici în platou niște lideri de sindicat mi-au spus așa, că există câmpuri miniere unde lucrările de pregătire au fost executate și unde cu niște investiții minime se poate începe exploatarea cărbunelui la o producție destul de importantă pe o perioadă de 10 ani de zile. Și acea mină, respectiv acea mină, este pusă pe lista de închideri. Deci sunt niște măsuri aberante care, nu știu, niciun om normal nu le poate lua decât dacă există un interes de a închide exploatarea cărbunelui din Valea Jiului. Importa cărbune, asta este interesul de ani de zile. Știm bine că am și aici în presa Văii Jiului și am mai răzbătut și în cea centrală, deși prea puțin, pentru că văd că nu interesează de când cu mineriadele, de parcă noi nu, cei de aici, din Valea Jiului, n-ar fi oameni. Și că e de interes, eu mă mir în CSAT. Înseamnă că această măsură, această intenție de a distruge mineritul, este hotărâtă. Și bun, hotărâtă, uite, corect. Mi-amintesc că a fost ministru la tânăr frumușel Niculescu, care chiar a vrut să facă ceva și chiar am pus pariu între noi colegii din Breaslă, din presă, pe cât dăm pariu că pe ăsta îl schimbă, că vrea să facă ceva în minerit. Când s-a dus cu documentele minei Petrila la Bruxelles și de-a luat în ultimul moment pe cei din conducerea minei Petrila și CNH și au dus la Bruxelles să demonstreze că mina Petrila încă e viabilă câțiva ani de zile și rentabilă. Deci este cărbune și se poate lucra. Și l-au schimbat. Bine, dar în momentele acestea de criză energetică, în momentele acestea de vreme extremă în România, se dovedește cu prisosință obligativitatea includerii extracției cărbunelui din Valea Jiului între prioritățile naționale și n-au fost nebune aceia care au solicitat declararea Huilei ca și resursă energetică strategică pentru România, pentru că la astăzi, la ora când vorbim noi, producția de energie electrică pe bază de huilă este undeva la 34%. Producția de energie electrică pe bază de hidro este undeva la 26%. Sergiu Poliopol, politica e în toate și în cele ce sunt, știi poezia aia comunistă. Bun, dar așa, atunci stau și mă gândesc și așa. Stai și te gândești, nu te mai gândi de niciun fel. Tinerii ăștia frumoși și liberi, exact, care protestează, exact, la Timișoara, exact, plecând din București sau s-au mutat la Timișoara, de ce nu-și dau seama că, de fapt, problemele majore ale noastre, ale României, nu sunt că vine tot legea grației. Tot ce a fost în România competitiv, pentru că noi reprezentam în foarte multe domenii o concurență. Uite-te cât am dat la ruși, rafinării și toate astea, și ca să le distrugă, pentru că exista o concurență, da? Uite-te la toate marile întreprinderi. Faptul că chiar acum scandalul cu Vosganian, mă gândeam, și eu aici ți-am mai dat exemplu, Valea Jiului nu va fi ajutată, pentru că orice om politic care va hotărâ să ajute Valea Jiului va păți ca Vosganian când a vrut să ajute Indagro, unde erau 9.000 de oameni și a vrut să le dea gazul mai ieftin pentru a salva, doar pentru, bine, atunci invocase că era lui Niculae. Bun, asta nu era Valea Jiului, nu era lui Niculae, dar nu se mai băga nimeni, știau de desubturile, știau exact ce se întâmplă. E adevărat, și atunci eu stau și deci mă întreb. Deci nu se vrea nimic care este competitiv în România. Prestația lui Luțu. Pentru prestația lui, să fim serioși. Prestația, deci Luluța are o problemă cu Ghiță, Luluța are o problemă cu toți care tocmai vor ceva pentru România. Care oamenii, bine, ci că în opinia ei
au fost plătiți pentru această campanie de denigrare a DNA-ului. Și eu stau și mă gândesc așa, într-o problemă de securitate națională, într-o problemă de trădare națională, fapt pe care îl constatăm în fiecare zi în Valea Jiului, domnule, ăștia de la DNA n-au niciun fel de străfulgerare, așa, n-au niciun fel de... N-au interes ei personal cu Valea Jiului, asta e toată... Păi bun, dar instituția asta a procuraturii trebuie să aibă un interes personal ca să înceapă niște cercetări. Da, s-a dovedit în cei 12 ani că au interese personale. Deci rămân siderat, adică... Nu rămân siderat, pentru că se demonstrează... Bine, nu rămân siderat. Faptul că sub această... Deja e pompoasă, eu nu mai cred în lupta împotriva corupției, eu nu mai cred, pentru că atât de multe procese au fost câștigate la CEDO și România plătește, adică noi toți, plătim de nebunim pentru aceste dosare contrafăcătoare, oamenii oricum sunt îndepărtați care au vrut ei să-i îndepărteze, pe ei nu interesează că România plătește. Pentru că nu există acțiunea regres în ceea ce privesc judecătorii să te duci să-ți recuperezi banii de la cel care a greșit sau care a făcut intenționat o chestiune. Bun, și stau și mă gândesc așa, domnule, nu mai există în România niciun fel de voce puternică astfel încât să taxeze, să penalizeze pe acești trădători de țară care nu-și văd decât interesele personale. Ce vorbeam la începutul emisiunii de solidaritate, mă ridic eu și spun, tu ce faci? Păi eu sunt lângă tine. Ești sigur? Da. Și noi doi ce facem? Păi nu știu, mergem la Alba Iulia și câștigăm procesul împotriva lui Babitschi. Nu cred. Pentru că ești mai mulți. Și au bine, mult mai... Dar noi nici nu ne merge mintea la făcuturile. Reușit. Noi împreună noi am reușit. Noi am reușit atunci, dar erau alte vremuri. Erau alte vremuri, nu ți se respingeau toate probele care... Nu știu. Și se luau în seamă declarațiile și ți se luau declarații. Președinte al PNL-ului, interimarul ăsta de la Hunedoara, era cel mai mare detractor al nostru, dacă ți amintești, pe vremea respectivă, când presta așa la ordin la ziarul Unirea, nu? Păi da, hai să luăm în județul Hunedoara. Cine-i președinte? Cine este șeful IPJ Hunedoara? Nu știu. Polițistul de curte al lui Seran Finceanu. Pentru această zicătură, Liviu Dumitru, pentru această zicătură m-a dat în judecată pe mine. Cine este la conducerea CNH? Meltzer, cel care a furnizat utilaje vechi dincolo și a jupuit CNH-ul. Ce vorbim noi aici? Ți-am dat doar două exemple. Ce vorbim noi aici? Cu lupta împotriva corupției, cu nu, nici bine, vorba de... Bine, dar să mă gândesc și să-i întreb pe telespectatorii noștri atâția cât sunt în fața ecranelor. Dom'le, ce părere au ei? Și asta de când a început? În Valea Jiului. Oare suntem atât de naivi? De ce l-au îndepărtat pe Cosma și l-au aruncat în ridicol? Pentru că Cosma, și acum ce spune, dacă când are ocazia, spune foarte multe adevăruri, dar l-au ridiculizat într-un asemenea hal încât nimeni nu mai crede. Și au împrăștiat sindicatele puternice care puteau să apere Valea Jiului, i-au învrăjbit și uite-te unde s-a ajuns. Și e atât de ușor să distrugi când nu mai ai... Ileana Firțulescu, eu de... una și ceva de zile afirm, de câte ori am ocazia, că am un sentiment de deznădejde. Deci am un sentiment de deznădejde. Deci, nu, vine vreme când orice aș, se plătesc. Orice am face noi ăștia care mai zicem că facem presă independentă și corectă și adevărată... Dom'le, uite, pocnește buba. Acum a pocnit acum și mie... Bun, dar noi aici la Capital TV și tu și noi vorbim despre putregaiul din complexul energetic Hunedoara de foarte multă vreme. Și nimic, n-am văzut pe niciun procuroraș viteaz, deștept. Dar DNA-ul a ridicat n-am văzut documentele niciun Facebook câte luni? De 2 ani. Eu am zis luni, așa de multe luni. De 24 de luni. DNA-ul a ridicat mă un... Deci nu vă supărați, domnișoara Ileana Firțulescu. Deci, domnișoara... deci eu cred că acele documente au fost ridicate în vederea exploatării lor atunci când procurorii aia de la DNA vor ieși la pensie și își vor scrie, nu știu, ceva eseuri, ceva monografii. Vor fi documente de șantaj, obiect de șantaj. Cine, cine să șantajeze? Că aici hoția e evidentă. Da, nu se putea fără ministere și fără... Ce vorbim noi aici? Pe latura politică păi a existat întotdeauna. Victor Vlad Grigorescu să-l șantajeze. Pe cine? Pe cine? Pe Berceanu? Ce ai auzit zilele astea că spune... care
Eu nici nu l-am prea băgat în seamă pe Ghiță, spun cinstit, până acum și uite. Deci hai să revenim la Ghiță un pic, pentru că tot am ezitat să spun această întrebare. Ghiță este evident securist. Normal, deci, evident. Se știa. Și în Valea Jiului, de exemplu, Rică, dacă nu era sprijinit de securitate, normal, nu punea mâna pe asta. Deci sunt niște oameni care au înființat niște firme care de fapt sunt niște firme ale securității și de unde securitatea își trage banii și nu știu ce. Dar aș pus să oameni așa, ai securitatea, ai fiscul, da, ai procuratura. Bine, fără sprijinul securității nu se putea. Deci binomul acesta care îl vedem noi foarte activ în conducerea României la vârf este translatat cumva în fiecare organizație teritorială din țara asta. Așa a fost, să știi, uite, au fost dinainte de 2000, dar acum s-au... Uite-te la Satul Mare, la Hunedoara, la Baia Mare, județul Baia Mare, județul Maramureș, uite-te la Cluj, uite-te la Timiș, uite-te la Brașov, uite-te unde vrei tu. Dar eu am o întrebare. Dezvăluirile lui Ghiță și prezența lui Ghiță în spațiu public, dintr-un loc care nu poate fi identificat nici de către urmărirea asta internațională, nu poate fi făcută de Ghiță, oricât bani ar fi avut. Nu. Altceva vreau să întreb. Eu aș identifica un război intern, intestin. Corect. Sunt două tabere care una vrea să câștige supremație și l-a folosit pe Ghiță drept instrument pentru știu eu, disiparea în spațiu public a acestor informații. Iar cealaltă organizație sau cealaltă parte din sistem a fost prinsă nepregătită. Și acum se repliază. Așa aflăm și noi. Se bat ei între ei și așa aflăm și noi. Bun, dar până la urma urmei... De ce spui asta? Că și la Petroșani a fost un război din ăsta între SRI și 2 și un sfert. Și atunci am aflat și noi o grămadă de chestii. Bine, în ceea ce privește seriul ăsta din Petroșani, cu micile la putere... Acum aceea e vrea la nivel național. Fii tu, Petroșan, unde... Deci eu am mai spus și tu știi foarte bine că erai prezent în vremurile acelea când a venit un adjunct, un serist de nădejde să-mi propună ca să facem afaceri împreună, ca să vindem la Compania Națională a Huilei compresoare aduse din bazinul Motru Rovinari. Deci, despre ce vorbim aici? Eu cunosc oameni politici care sunt acum bine mersi, care au făcut chestii de astea și așa că... Dar neavând dovezi, Ileana Filțulescu, suntem pe final de ediție. Aș vrea să îmi spui ceva acum mie, cel puțin, ca să depășesc acel stadiu de deznădejde și de... De ce de deznădejde? Eu acum sunt optimistă. Eu când văd vânzoleala, că toată lumea, pai, scandal, furtună, foarte bine că este. Până acum ne acuzam unii pe alții că suntem de mămăligă. Lasă să fie, că trebuie să se... Cum să spun, să se cearnă măcar... 10% din mizeriile astea. Că bun, poate toate va evita. Tu ești optimistă? Tu crezi că se va întâmpla ca de la 2% cât s-a dezvoluit până acum în spațiu public să ajungem la 10%? Da, se vor da în gât unii pe alții. Pentru că nu-ți imagina că Ghiță s-a oprit aici sau nu-ți imagina că Coldea, deși a fost elegant scos din scenă, dar a amenințat pe față. Corect, o să tacă, nu o să tacă. Păi ce să spună Coldea care a fost la butoane? Coldea care a păi fost la butoane? Au apărut deja ofițeri, ai văzut serioși de la 2 și un sfert, au apărut iarăși mustață, judecătorul cu declarații foarte argumentate. Deci, prea mult timp trece și prea multe dezvăluiri sunt. Dar sunt prea multe și ca nicio să le poți... instituție a statului n-a suflat un cuvințel, domnule, bun. Vis-a-vis de cazul acesta. Care instituție? Că stea lor. Care instituție? Uite, stau să mă gândesc vreau așa. Să văd unde bucui, vreau să văd unde parlament. Unde e parlamentul ăsta? Să-l vedem. Bine, Ileana Filțulescu, îți mulțumesc tare frumos pentru faptul că astăzi seara ai acceptat să vii cu mașina cu mine la emisiune. Cu plăcere. Da, într-adevăr, n-am vrut să vin, ieșind pentru că din, se părea din, că nu-s destul de informată, că n-am fost acasă. Din, ieșind din, să zicem, bunăstarea apartamentului tău cald acolo și bun așa și te-ai sacrificat. Eu sunt caldă de aia. Te-ai sacrificat pentru interesul public, pentru informarea corectă a telespectatorilor noștri.
Doamnelor și domnilor, vine 24 ianuarie, nu știu ce vom face atunci, vor fi zile libere, să vedem ce se va întâmpla. Președintele Klaus Iohannis va fi plecat la Bruxelles de Ziua Unirii, vom trece împreună Milkovu și vom sorbi. Eu știu ce doresc oamenilor și celor din Valea Jiului, acolo pe pătrățica lor, pe căsuța lor, să trăiască frumos, să nu se învenineze singuri, că și așa viața e destul de... Din păcate suntem din ce în ce mai înveninați fiecare dintre noi. Da, și noi ne alimentăm, și asta e rău. În primul rând datorită nouă și în al doilea rând datorită relațiilor cu semenii noștri. Sper ca Ileana Fițulescu să aibă dreptate. Doamnelor și domnilor, vă doresc tuturor o seară plăcută, un weekend plăcut și de Ziua Unirii, la mulți ani tuturor românilor.